Microsoft Surface este, pe lângă dispozitivul pe care îl vedem aici, este nimic altceva decât un calculator cu o configurație grafică foarte puternică, deci posibilitatea de a vizualiza și de a lucra cu elemente 3D, elemente media și așa mai departe. Iar din punct de vedere a platformei de dezvoltare, este nimic altceva decât un Windows Vista Business, de exemplu ce este instalat aici. Una dintre inovațiile pe care le aducem cu Microsoft Surface este aceea că unificăm două platforme de dezvoltare. Una dintre ele fiind o platformă prin care lucrăm cu grafică vectorială de calitate foarte bună, cu elemente media, și cea de-a doua platformă este cea de dezvoltare de jocuri. Din punct de vedere programatic, ce aș putea să fac cu aceste suprafețe este, de exemplu, să identific exact zonele, coordonatele și așa mai departe, suprafețele, să ajung să intersectez la un moment dat diferite suprafețe de contact, în așa fel încât, de exemplu, o combinație de astfel de degete să reprezinte nimic altceva, de exemplu, de un aparat foto sau punctele pe care le-am pus sau lucruri de genul ăsta. În momentul în care, de exemplu, am să pun un pahar pe masă, să știu în baza presiunii cu care apăs cât este de plin și lucruri de genul ăsta. Evident că în momentul în care am menționat de dezvoltare de jocuri, aș menționa un joculeț foarte simplu dezvoltat aici, care a permis și testarea acestei platforme. Imediat vor apărea niște licurici și, practic, ceea ce trebuie să fac cu acești licurici este să îi îndrept în aceste zone care sunt acoperite, deci să-i protejezi practic. Jocul ăsta are o grafică foarte simplă, însă avantajul este, după cum am spus, este o grafică vectorială. Pot adăuga și elemente media, cum ar fi sunet în spate, cum avem și alte jocuri imediat pe care am să le arăt. Dar în același timp se pot juca mai multe persoane la acest dispozitiv. Deci este o suprafață multitouch. De exemplu, un joc interactiv în care ajung să trec diferite etape prin care să scap de bucle. Da, jocuri destul de simpluțe și așa mai departe. Fie telefonul, fie un aparat foto care are conector Bluetooth, se poate dezvolta, de exemplu, o aplicație pentru diferite localuri în care, de exemplu, să vizualizez pozele pe care le-am făcut cu acel aparat foto sau cu acel telefon, să spunem, sau piesele pe care le ascult în acel moment. Din punct de vedere programatic, asta înseamnă că acel telefon trebuie să reprezinte o multitudine de puncte sau taguri, cum le numim noi, în așa fel încât suprafața să știe să le identifice în momentul în care am acest contact cu suprafața de Surface. Și în spate, practic, adică ceea ce urmează să fac după asta e să identific din punct de vedere a fișierilor ce conținut am acolo. Rezoluția acestui Surface, în primul rând aici vorbim despre rezoluții în aplicații normale, cum ar fi într-un browser sau în oricare sistem de operare, adică în cazul Windows Vista avem rezoluție 1280x1024, iar în momentul în care vorbim despre aplicații grafice, care se scalează în baza graficii vectoriale, vorbim de suprafețe foarte mari, adică de rezoluții foarte mari, care se măsoară la nivel de DPI-uri chiar. Și e foarte bună întrebarea, fiindcă aici, de exemplu, avem o aplicație cu ajutorul căreia, de exemplu, putem să folosim în spate Virtual Earth, în așa fel încât să văd detalii legate de București pe hartă și să fac zoom. Și observați că toate lucrurile astea sunt randate în așa fel încât să merg pe aceeași calitate, pe aceleași dimensiuni de ecran, deci să nu mă limitez doar la anumite funcționalități pe care dispozitivul la anumite ediții le poate avea. Ținând cont de faptul că merg cu bicicleta foarte mult, majoritatea traseilor chiar le găsesc cu Virtual Earth și practic asta ar fi, cred că e o aplicație pe care aș folosi-o foarte mult și eventual aș îmbunătăți-o. În momentul în care aș vrea să vin cu prietenii la mine acasă și să le ofer o cu totul altă experiență decât aș lucra cu un singur mouse la calculator și eventual să jucăm în același timp toți, probabil că Surface ar fi o soluție potrivită pentru asta.